Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Astăzi, încă o dată, pentru voia Lui cea bună, plăcută și desăvârșită. Suntem la cea de-a cincea și ultima lecție din tematica Voia Domnului, lecție intitulată Între voia Domnului și voia oamenilor. De ce acest titlu? Pentru că în luarea deciziilor, omul are de ales între voia omului, care poate fi voia lui sau altora, și voia Domnului. Citim în Efeseni, la capitolul 2, primele trei versete, că oamenii se zbat în păcat și continuă să rămână în starea aceea, adesea pentru că sunt influențați, pentru că mediul este de așa natură. Apostolul scria, voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram noi toți odinioară, când trăiam în poftile firii noastre pământești, când făceam atenție voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți, adică eram influențați de mediu. Ba mai mult, Scriptura face referire concret în Ioan capitolul 1 în identificarea acestor posibilități. Este scris aici în versetele 12 și 13 în contextul celor care îl primesc pe Domnul, care cred și care pot devină copii ai Săi și în context cu lecția noastră să facă voia Lui. Și scrie aici, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu, sau am putea spunând, conform voiei lui Dumnezeu. Alegerea omului a ceea ce voiește și de aici atitudinii Domnului, conform lecției anterioare, față de cel în cauză care a optat pentru o variantă sau alta, este determinată de diferiți factori interni, externi, spirituali, materiali, factori ce trebuie să fie evaluați corect, pentru că nu e vorba numai de limitele noastre, că facem numai ce putem face, voim, dar avem limite în ce privește putința. Voim și suntem influențați și atunci putem să voim într-un fel sau în altul. De aceea Scriptura are multe referințe despre modul în care omul alege, despre opțiuni, despre efectele care urmează. Este scris, de exemplu, în Deuteronom, la capitolul 30, versetul 15, ceea ce, de fapt, a existat în grădina Edenului, când omul a avut opțiuni. Iată, spun înainte, viața și binele sunt legate împreună și respectiv celelalte două sunt împreună, moartea și răul. Căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în țara pe care va stăpânire. Deci iată că, așa cum am studiat în lecția anterioară, Dumnezeu adesea decide în funcție de ceea ce alegem noi. Iar ceea ce alegem noi, ceea ce studiem în lecția asta, este adesea influențat de oamenii din jur. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor Dumnezei și să le slujești, vă spun astăzi că veți pieri și nu veți avea zile multe în țara pe care veți lua stăpânire după ce veți trece Iordanul. Iau-a și cerul și pământul martor împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și depinde de El, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi lui Avram, Isaac și Iacov. Să intrăm în subiect cu primul capitol care se referă la voia oamenilor, mai exact la puterea influențelor oamenilor asupra noastră în opțiunea voii noastre. Și apoi, unul al doilea capitol, alege voia Domnului, un imperativ.
Urmând, ca de fiecare dată, într-o a treia parte, să ne oprim la două aplicații de data aceasta. Așadar, puterea influențelor. Prima forță o exercită eul fiecărui om, voința lui, firea lui. Pe poziția a doua se situează cei dragi, pe care îi iubim, prieteni, cei din familie, dar tot o influență exercită și atitudinea societății și chiar atitudinea de adversitate a maselor sau a conducătorilor atunci când cineva este presat, când sunt anumite restricții. Să citim câteva referințe biblice ca să observăm mai aprofundat acest adevăr de care trebuie să ținem cont. Când evreii au vrut să-și pună un împărat, spune Cartea Sfântă la 1 Samuel, capitolul 8, au vrut asta pentru ca să fie ca alte popoare. Deși Samuel le-a explicat, ei n-au cedat. Și Dumnezeu le-a dat un împărat în mânia lui, i-au forțat mâna, am putea spune. Scrie în 1 Samuel 8 cu 19, poporul n-a vrut să asculte glasul lui Samuel. Nu, au zis ei, ci să fie un împărat peste noi, ca să fim și noi ca toate neamurile. Ar fi trebuit să mai aibă răbdare până venea David, dar așa suntem noi oamenii influențați. În cartea profetului Ieremia, la capitolul 44, este scris despre mustrarea prorocului pentru familiile idolatre care au optat să meargă în țara Egiptului și l-au târât și pe el. Citesc de la versetul 19, ba chiar de la 16. Ei au zis prorocului, nu te vom asculta în nimic din ceea ce ne-ai spus în numele Domnului. Și acum 19. De altfel, când aducem tămâie împărătesei cerurilor și turnăm jertfe de băutură, oare fără voia bărbaților noștri, pregătim noi turte ca să cinstim făcându-i chipul și aducem jertfe de băutură? Deci iată că bărbații au acceptat la cererea femeilor. Cum s-a întâmplat nu de puține ori în istoria omului. Că așa a fost influențat Adam, așa a fost influențat Avram când cu Agar, așa a fost influențat Solomon, Samson și cu siguranță sunt și alte exemple și din Scripturi și de acum. De aceea Domnul Iisus Hristos spunea, citesc din Evanghelia după Luca de la capitolul 14, că cine vrea să devină un ucenic al lui trebuie să reziste acestor influențe. Citesc de la versetul 26, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mamă sau pe nevasta, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. În Matei 10 scrie că cine iubește mai mult. Dar eu am ales versiunea de aici, pentru că așa se vor exprima cei din jur când nu ținem cont de voia lor. Mă urăști, cum a zis Dalila către Samson, îmi spui că mă iubești, dar tu n-ai pentru mine iubire. Deși nu înseamnă că îi urâm atunci când nu ținem cont de dorințele lor, care nu sunt conforme cu voia Domnului. Luăm și un alt exemplu din aceeași Evanghelie, după Luca, capitolul 23, de la judecata Domnului Iisus. Știți că Pilat a vrut să-l achite, să-l declare nevinovat. Nu avea probe pentru condamnarea lui. Dar scrie în capitolul 23, versetul 23, despre popor sub influența preoților, și a celor ce voiau să-l omoare pe Domnul, dar ei strigau în gura mare și cererea de rezor să fie răstignit. Și strigătele lor și a preoților celor mai de seamă au biruit. Influența. Masa de oameni a putut fi mânată într-acolo și s-a impus.
Un alt text foarte clar avem în 1 Petru la capitolul 4 și fericit de noi dacă vom ține cont de aceste recomandări sfinte. 1 Petru 4 de la versetul 1. Astfel, dar fiind Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Că noi n-am pătimit în trup de fapt, numai de drept trebuie să ne socotim răstigniți, pentru că am fost vrednici de moarte. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru că în vremea care mai rămâne e trăit în trup să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Dar asta presupune să îi ține pe oameni la distanță și să le refuze chemările și provocările, cum scrie în versetul 3. Ajungi în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor. Deci iată că în versetul 2 scrie de voia lui Dumnezeu și în versetul 3 de voia de neamurilor, care, așa cum am spus de la început din Efeseni 2, este sub influența celui rău. Pentru că, în fond, asta este alegerea între ceea ce ne spune Dumnezeu sau ceea ce diavolul a infiltrat în oameni și i-a sedus. Înainte a trăit în desrănări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri, în slujirii, dorești neîngăduit. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu el același potop de vestriu și vă batjocoresc. Pentru cine nu are suficientă putere să împotrivească, să citească și versetul următor, unde scrie că cei vinovați vor da socoteală. Dumnezeu va scula și pe morți și toți vor plăti pentru vinovăția lor. Să fim atenți la influențele societății din jurul nostru. Începând cu activități care par puțin nevinovate, ca serbarea zilor de naștere, onomastice, alte mese festive, activități sportive, activități în lumea virtuală. Suntem influențați în mod deosebit, este dovedit medical vorbind că atunci când intrăm în lumea internauților, suntem mult mai vulnerabili. Creierul nostru nu reușește să facă față tehnologiei într-o totul și oamenii pot fi seduși mult mai ușor. Și ca atare se fac vinovați, punând la spate, cum zicem Psalmul 50, cuvintele Domnului. Aici aș mai face o mențiune, principiul legii juruinților, menționat în Cartea Numeri, capitolul 30, era o siguranță în vederea evitării unor decizii pripite și greșite. Astfel, femeia putea să fie salvată de soț sau fiica de tată, dacă s-a pripit și a promis ceva, dacă a fost influențată. În al doilea rând, la puterea influențelor, vreau să observăm că influențele religioase sunt cele mai puternice. Pe de o parte, prin prisma mântuirii, că ceea ce crezi îți decide veșnicia, și, pe de altă parte, pentru că puterea lumii spirituale este mult mai mare decât puterea lumii fizice. Un om, dacă vrea doar cu logica lui să te convingă, poate reușește, poate nu. Dar dacă un duh este îngăduit să te seducă, situația este mult mai gravă. Capacitatea omului de a se împotrivi este mult mai redusă. Iar în cazul unei posesiuni demonice, efectiv posibilitatea alegerii libere nu mai funcționează. Așa cum scrie în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 26, și cum știm din cazul unor oameni demonizați că nu te poți înțelege cu ei, orice ai lămuri, ei nu mai dețin control asupra ființei lor. Dar asta e valabil și în cazul unor patimi în care diavolul a reușit să pună stăpânire pe oameni. Aici scrie de cursa diavolului în care oamenii au fost prinși ca să-i facă voia. Și când un om este prizonier, când este în cursă, nu mai poate să se elibereze singur decât dacă vine cineva din exterior să îl ajute. Să citim și din 1 Timotei, capitolul 4, versetele 1 și 2, unde este scris:
Dar Duhul spune la murit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicie unor oameni care vorbesc minciuni semnați cu firul roșu în însuși cugetul lor. Și dă ca exemplu, ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Deci iată cum în spatele unei învățături stă uneori o forță demonică care de fapt deține puterea. Un text mai concludent și cu o lucrare mondială este cel din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, adică face referire la o lucrare ce va cuprinde lumea întreagă. Citim de la versetul 2, să nu vă lăsați clătinați, observați în primul rând de se trecut vreun duh, apoi vreo vorbă, că influența spirituală este mai mare, vreo epistolă. Și scrie apoi de la versetul 9 că lucrarea demonică va fi prin arătarea acelui nelegiuit care va lucra prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. La un miracol oamenii cedează mult mai ușor decât la o simplă teorie. Și vor fi atunci lansate în bătălie, scrie în versetul 10, toate amăgirile nelegiuirii, pentru că cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Și revine supra ideii de fond când scrie în versetul 12, pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. Pentru că sunt trepte. La început omul are libertatea să aleagă între voia Domnului și voia lui, cu influențele umane de care vorbeam adesea. Dar dacă omul merge pe opțiunea umană și respinge lumina de la Domnul, cu vremea poate să intre într-o zonă atât de obscură încât nici să nu mai conștientizeze și, cum spuneam în final, nici să nu mai aibă posibilitatea să revină și să îl cunoască pe Dumnezeu și să-i mai poată face voia. Deci este un domeniu întâi sensibil, apoi devine din ce în ce mai brutal, pentru că în final să fie fără întoarcere. Dumnezeu să ne păzească și noi să fim vegheatori. Al doilea capitol, imperativul alege voia Domnului. Așa cum am spus în lecția a doua, când am vorbit despre voia Domnului care trebuie împlinită de om, revin și spun, voia Domnului odată cunoscută, trebuie împlinită, altfel cădem sub incidența efectelor negative ale alegerilor și voii noastre. Vreau să prezint aici două cazuri, unul al unei persoane, Saul, celălalt al națiunii evreiești. Despre Saul citim în 1 Samuel, capitolul 15, de la versetul 9, dar Saul și poporul au cruțat pe Agag și oile cele mai buni, boii cei mai buni, vitele grase, miei grași și tot ce era mai bun n-a vrut să le nimicească de săvârșire și au nimicit numai tot ce era proș și nebăgat în seamă. Domnul a vorbit lui Samuel și a zis, îmi pare rău că am pus pe Saul împărat că se abate de la mine, nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a hâni și toată noaptea a strigat către Domnul. Știți ce a urmat? Saul se scuză că poporul l-a influențat. Dar vinovăția lui a rămas. Și în final este nevoie să recunoască ceea ce scrie în versetul 24, am păcătuit căci am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele tale, mă temeam de popor și am ascultat glasul. Și Dumnezeu a decis să fie lepădat. El a avut o avertizare anterioară că n-a ascultat de voia Domnului, așa cum o prezintă Sfintele Scripturi și cum i-a fost prezis și cerut prin profetul Samuel. Și sfârșitul lui a fost nefast. Celălalt caz al unui popor întreg, al evreilor, îl citesc din Judecător, de la capitolul 3, este vorba de situația de după așezarea în țara făgăduită
și cerința Domnului de a îndepărta toți cananiții care erau sub pedeapsa divină. Scrie aici, de la versetul 1, iată neamurile pe care le-a lăsat Domnul ca să încerce pe Israel prin ele, pe toți cei nu cunoscuseră toate războiile Canaanului. El voia numai ca vârstele de oameni copilor de să cunoască, să învețe războiul, și anume cei ce nu cunoscuseră mai înainte. Neamurile acestea erau cei cinci domnitori ai filistenilor, toți cananiții, sidoniții și heviții care locuiau în muntele Liban, de la muntele Baal Hermon până la intrarea Hamatului. Neamurile acestea au slujit ca să pună pe Israel la încercare pentru ca Domnul să vadă dacă vor asculta de poruncile pe care le duse părinților lor prin Moise. Și copiii lui Israel au locuit în mijlocul cananiților, hetiților, amoriților, fereziților, heviților și ebusiților, au luat de neveste pe fetele lor și au dat de neveste fiilor lor pe fetele lor și au slujit Dumnezeilor lor. Deci au fost seduși, s-au lăsat duși de voia oamenilor, n-au împlinit voia Domnului și urmările au fost acele robii ciclice prezentate în Cartea Judecători. Neamuri de oameni, generații la rând, au fost afectate pentru că au ales voia oamenilor și nu voia Domnului. Ce frumos este exemplul apostolilor descris în Cartea Fapte, în capitolul 4 și în capitolul 5, când au avut de ales chiar sub presiune între voia Domnului și voia oamenilor. Ei au zis, citesc 4 cu 19, drept răspuns Petru și Ioan le-au zis, judecați voi singuri dacă este drept înaintea Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Și în capitolul 5, versetul 29, Petru și ceilalți apostoli, drept răspuns, i-au zis, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Doamne, ajută-ne! Aici este important să menționăm și faptul că opțiunile și atitudinile greșite uneori pot fi confundate cu voia Domnului. Fapt înșelător și cu consecințe grave. Asta se poate întâmpla atunci când se determinați de scopuri și stări vinovate, cel mai adesea. Să luăm două, trei referințe biblice pentru a vedea și când va fi situația să fim prevăzători. Adică să nu confundăm voia Domnului când de fapt ea nu este voia Domnului. Citesc din 2 Cronici, capitolul 35, de la versetul 20, despre evlaviosul rege Iosia, care a ieșit la luptă împotriva lui faraon Neco. Dar nu asta era voia Domnului. Pentru că citim în versetul 21 și Necu i-a trimis sol să-i spună ce am eu cu tine împăratul lui Iuda. Deci nici nu l-a atacat pe el, dar probabil anumite relații cu alte țări din jur, nu știu exact, l-au determinat sau de ce gând a fost mânat, poate s-a încrezut în vreo izbândă a Domnului, biziindu-se pe viața lui plăcută din vremea aceea înaintea Domnului. Nu știm exact ce factori au lucrat împreună la decizia lui. Poate influența consilierilor lui, multe pot fi luate în calcul. Dar Necu i-a zis, nu împotriva ta vin astăzi, ci împotriva unei case care este în război. Și Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc, nu te împotrivi lui Dumnezeu care este cu mine ca să nu te nimicească. Deci iată greșeala lui, pentru că scrie versetul 22, dar Iosia nu s-a întors de el, ci și-a schimbat hainele ca să lupte împotriva lui, fără să asculte cuvintele lui Necu, care veneau din gura lui Dumnezeu. A înaintat la luptă în Valea Megiddo, arcașii au tras asupra împăratului Iosia și împăratul slujitorilor săi, luați-mă că sunt greu rănit. Și a murit. S-a cântat cu jale, dar viața s-a dus. Alt exemplu, Evanghelia după Matei, capitolul 16, unde este prezentat ucenicul, apostolul Petru, care nu și-a dat seama că e sub influența oamenilor. Dar Domnul l-a sesizat. Scrie de la versetul 21, că de atunci încolo și niciodată până atunci, cel puțin bazând pe ce-i scris, fac afirmația aceasta, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor care să fie omorâți și că a treia zi are să învieze.
la uzul acestui viitor ce părea sumbru, omenește vorbind, Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre, zicând să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, Satanu, tu ești o piatră de potignire pentru mine, că gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Adică așa gândesc oamenii. Cine își dorește să meargă la cruce? Și Domnul, pornind de la această stare, de la intervenția lui Petru, face o afirmație de mare importanță. Atunci Iisus zice ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepe de sine și a crucea să mă urmeze, pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și rezultatele neascultării de Dumnezeu, acceptării, influenței oamenilor și ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul, ce ar da un om în schimb pentru sufletul său. Dar perspectiva ascultării de voia Domnului prezentată în continuare, că și fiul omului să vină în slava Tatălui său cu ungerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și în ultim exemplu, Luca 9:54, este vorba de alți doi ucenici care au crezut că acționează ca și Ilie. Deci putem să interpretăm greșit Scriptura și chiar diavolul vine așa cum s-a dus la Domnul Iisus în ispitire, ne dă o interpretare eronată și ne face să confundăm influența lui cu voia Domnului. Luca 9:54. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, adică faptul că niște samariteni nu i-au primit pentru găzduire, au zis, Doamne, vrei să porunci să pogoare foc din cer să-i miste cum a făcut Ilie? Iisus s-a întors spre ei, a certat și le-a zis, nu știți de ce duc sunteți însufletiți, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și au plecat într-un alt sat, unde cred că au găsit găzduire. Așadar, atenție, că scrie și în Ioan, în capitolul 16, versetul 2, au să vă dea afară din sinagoșba, încă va veni vremea când oricine va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Dar cine poate fi înșelat și influențat așa? Scrie versetul următor, se vor putea astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. Dar ei vor crede, cum este acel exemplu din Evul Mediu, că o beată bătrânica a mai pus ceva paie pe focul unui martir care ardea și el a zis, o sfântă naivitate. Naivitate care costă să ne păzească bunul Dumnezeu și noi, cum mai spuneam, să fim vegheatori. Trec la două aplicații cu anumite exemple. Din iubire, apoi din bunătate și recunoștință, se poate naște cea mai puternică influență asupra voinței omului. Pentru că, în primul rând, nu dușmanii ne împing să nu alegem voia Domnului, ci prietenii. Există o expresie menționată în 1 Samuel 20:4, oarecum se regăsește și în 2 Samuel 19:38, unde este scris, mai întâi sunt cuvintele lui Ionatan, pentru tine voi face tot ce vei vrea, a zis el lui David. Pentru că atunci când e vorba de cineva care îl iubești, există riscul să faci păcate, conștient sau inconștient. Solomon, tot târât de iubire, a făcut greșelile care le-a făcut și templele pentru femeile idolatre. Nu-i greșit să spui așa când e vorba de ceva bun. Aici Ionatan a avut un gând bun. În celălalt caz, din 2 Samuel, capitolul 19, versetul 8, este vorba de David în raport cu Barzilai Galaditul, care a îngrijit el în timpul răscoalei lui Absalom. Și acolo a fost un gând bun. Dar nu întotdeauna este așa. Este normal să facem tot ceea ce trebuie, să ne sacrificăm pentru cei dragi. Dar lângă aceste două cazuri pozitive,
de influență, din iubire, vreau să luăm un altul care dovedește contrariu. În Evanghelia după Marcu, la capitolul 6, este scris despre Irod, care într-o zi de serbare a nașterii lui a făcut o greșeală enormă. A ucis pe cel mai mare dintre cei născuți din femei, pe Ioan Botezătorul. Ce s-a întâmplat? Scrie de la versetul 22, fata Erodiada a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei, cerem orice vrei și îți voi da. Sunt situații în care omul își delegă, își subordonează voința deciziei altei persoane. Apoi a adăugat cu jurământ, orice îmi vei cere, îți voi da, fie și jumătate în împărăția mea. Fata a ieșit afară și a zis mamei sale, ce să cer? Și mama se i-a răspuns, capul lui Ambotezătorul. Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat și a făcut următoarea cerere, vreau să-mi dai îndată într-o farfurie capul lui Ambotezătorul. Împăratul s-a întristat foarte mult, dar din pricina jurămintelor sale, și din pricina oaspeților, n-a vrut să zică nu. Deci își vânduse voința. A regretat, dar faptul s-a consumat. Așadar, atenție! În primul rând la relațiile de familie, la rudenie, dar lista continuă cu prieteni și alți oameni de care riscăm să ascultăm. Nu e rău să ascultăm când ne dă cineva un sfat bun, înțelepciunea care vine sus este ușor de înduplecat, numai că vine și un soi de înțelepciune de jos, care vrea și asta să ne înduplece. Uneori în cazuri minore, dar alteori foarte majore. În Luca, la capitolul 1, este scris că atunci când s-a născut Ioan Botezătorul, fiul mult așteptat în familia lui Zaharia și Elisabeta, rudenile au vrut să intervină, să-i pună nume și se justificau ei după numele tatălui său, scrie în Luca 1 cu 59, dar mama lui a luat cuvântul și a zis nu și are să se cheme Ioan pentru că așa i-a spus soțul că a fost descoperirea de la Domnul. El a intervenit deodată în scris și vocal și toți s-au minunat. Ce frumos când ne ajută soția sau soțul și numai alții vor să ne influențeze, rezistăm mai ușor, dar dacă o câștigă și pe ea, vorba lui Samson, dacă arează cu juncana, e greu de lucrat în continuare pe acel ogor. Să fim atenți, pentru că nici nu putem să neglijăm pe ceilalți din familie, pentru că scrie în 1 Corinteni la capitolul 7, că cei ce nu sunt căsătoriți pot să slujească fără piedici. Deciziile pot să le ia singuri, ei și Domnul, și influența este mai redusă. Dar scrie în 1 Corinteni 7:33 că cel însurat trebuie să îngrijească lumii cum să placă nevestei. Și cel măritat, scrie în 34, să îngrijească de lucrurile lumii cum să placă bărbatului. Iată că, așa cum scrie încă de la început în Genesa 3, dorințele femeii se țin după bărbat, într-o altă măsură e valabil și corolar. Deci nici nu putem să neglijăm, dar dacă e vorba de adevăr, de sfințenie, atunci chiar dacă ne vor spune că îi urâm, noi să rămânem alipiți de Domnul. O altă aplicație. O atitudine de subordonare conștientă și totală printr-o punere în acord cu voia Domnului, să știm că determină o stare de mulțumire fericită și plăcută Domnului. Aici avem ca model pe Domnul Iisus Hristos. Adică vreau să spun cu aceasta că se poate să trăim în familie, dar cum s-a întâmplat și cu Domnul, să refuzăm cererea familiei când nu se justifică. Când e vorba de voia Domnului, rămânem fidel familiei, dar nu ne lăsăm influențați. Să știm că a rămâne în voia Domnului se lasă cu liniște în conștiință și trebuie să se lase în mod conștient și cu mulțumire
de ceea ce Dumnezeu a îngăduit și de felul în care El a lăsat lucrurile să se deruleze în viața noastră în orice împrejurare. Scrie în Efeseni, la capitolul 5, versetul 18, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și această stare de mulțumire trebuie să fie întreagă atunci când înțelegem că asta este voia Domnului. Când nu doar că mulțumim pentru ce ni s-a întâmplat, când conștientizăm că Dumnezeu a vegheat să se întâmple așa. 1 Tesaloniceni 5 cu 18. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Cuvintele în Hristos Iisus cu privire la voi cred că fac referire în fond la faptul că Dumnezeu ceea ce realizează pentru noi realizează în baza acelui plan veșnic pentru mântuirea noastră. De asta trebuie să fim mulțumitori. Că altfel, dacă e vorba de anumite evenimente din viața noastră, tot ceea ce ne se întâmplă, nu sunt toate de dorit. Unele nu sunt plăcute nici de amintit ulterior. Dar să conștientizăm că atunci când alegem voia Domnului, asta are de-a face cu mântuirea noastră. Și ca atare trebuie să trăim o stare de împlinire și de mulțumire, nu tristețea, uite ce a rămas în urmă, ceilalți mă învinuiesc, socotesc că nu le sunt fidel, ca să fie Dumnezeu la rândul Lui bucuros de faptul că noi am înțeles ceea ce trebuie să facem. Aici, cum spuneam, îl avem ca model suprem pe Domnul Iisus Hristos. Să citim din Evanghelia după Ioan câteva dintre cuvintele sale în care a spus că a avut ca obiectiv permanent împlinirea voiei lui Dumnezeu. Deși asta l-a dus în conflict, odată cel puțin știm cu familia, ba, poate de mai multe ori cu frații lui, despre care a scris că nu, de la început au fost credincioși, l-a adus în conflict uneori cu ucenicii, cum aminteam de Petru, și cu atât mai mult și mai frecvent cu cei care nu cunoșteau pe Dumnezeu. Scrie în Ioan, capitolul 4, versetul 34, când cu samariteanca de la fântână, când nu s-a grăbit să mănânce din cele aduse de ucenici, el a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce mi-a trimis să împlinesc lucrarea lui. Eu înțeleg prin asta mâncarea mea că Domnul s-a silit întotdeauna să înțeleagă asta, să accepte și să o facă de bună voie. Scrie și în capitolul 5, versetul 30, eu nu fac nimic de la mine, însă îmi judec după cum au și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Deci trebuie căutat această voia lui Dumnezeu. Și în capitolul 6 are referiri foarte detailate, care ne privesc pe noi, dar care au căzut în sarcina Domnului Iisus, fiind voia Domnului pentru El. Ioan 6, citim de la versetul 38, căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să nu piară, cum scrie în capitolul 3, aici scrie, să aibă viață veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Iar în Filipeni, capitolul 2, Apostolul Pavel scria despre felul în care și-a subordonat Domnul Iisus toată viața, voința proprie voii lui Dumnezeu. Citesc de la versetul 6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși, și asta înseamnă că și-a subordonat voința în mod absolut Tatălui, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, și rezultatul, după moarte, după supunerea totală, după acceptarea aceea din Ghețimani, a fost faptul că Domnul, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat un nume care este mai presus de orice nume, pentru că în numele lui Iisus se plece orice genunchi a celor din cer, de pe pământ, de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Deci robul cel mai rob
a devenit Domnul tuturor. Și acesta e un exemplu pentru noi, pentru că înaintea acestor versete, Pavel scria în versetul 5, să aveți în voi gândul acesta care era și Hristos Iisus, și vorba de cele ce le-am citit și prezentat aici. Să ne ajute Bunul Dumnezeu. Am ajuns la final, să fim așadar atenți la puterea influențelor și să alegem voia Domnului cu bucurie, cu mulțumire, conștientizând, repet, oare pentru a câta oară, că este bună, plăcută și desăvârșită. Alegerea, una sau alta, denotă încrederea în Domnul, dacă am ales voia Domnului, în oameni, dacă am ales voia oamenilor. Prima este urmată de binecuvântare, cea de-a doua se lasă cu blestem. Așa cum scrie în Ieremia, capitolul 17, de la versetul 5 la 10. Așa vorbește Domnul, blestemat să fie omul care se încrede în om și se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Căci este ca un nenorocit în pustie, care nu vede venind fericire, locuiește în locuri arse ale pustiei, într-un pământ sărat și fără locuitori. Binecuvântat să fie Domnul care omul care se încrede în Domnul, a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape care își întinde rădăcini spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde în anul secetei, nu se teme și nu încetea să aducă roadă. Inima este nespus de înșelătoare și de deslădujderea, cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și cerc rinichii ca să răsplătesc fiecare după purtarea lui, după rudul faptelor lui. Deci iată că, așa cum am spus pe parcurs, problema este foarte complexă și foarte profundă. De aceea trebuie să trăim în viață foarte atenți, să nu trăim cu nebagare de seamă, căci toate costă și costurile sunt adesea incomensurabile. De avea în timp ne dăm seama ce a valorat rămânerea în voia Domnului și de ce efecte negative este urmată ascultarea de voia oamenilor. Să nu uităm, spun în încheierea tuturor lucrurilor despre voia Domnului, că alegerea sau supunerea în voia Domnului va fi onorată aici și pentru eternitate. Atunci când acceptăm ca Rut, care deși rămasă văduvă și săracă, a zis nu doar că se atașează de soacra ei, a zis, fac în Domnul ce o vrea. A acceptat orice. Dumnezeu, cum a binecuvântat-o Boaz, i-a răsplătit și s-a văzut asta. Să știm că alegând voia Domnului, efectele vor fi de dorit de toți, dar unii își vor da seama că e prea târziu și au ratat. În mod deosebit, aici vreau să punctez cu cele scrise în 1 Ioan, capitolul 2, de la versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, și prin asta putem înțelege oamenii, ideile lor, influențele lor, ofertele lor. Dragostea Tatălui nu este în el. Deci ori, adevărul este exclusivist. Minciuna până într-o fază merge în duplicitate, dar în final și diavolul și-ar dori absolutul. Căci tot ce este în lume, accentuiesc tot, pofta firii pământești, adică tot ceea ce poate împlini carnea noastră, pofta ochilor, vizualul și prin asta mintea, și lădăroșia vieții, lucrul care omul se poate socoti împlinit, că cine este, ce a făcut, ce are, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și versetul 17, și lumea și pofta ei trece și trece curând, căci au fost oameni care au trăit mii de ani, dar au murit de mult, dar acum nu se mai trece nici atât. Iar la sfârșitul istoriei, oamenii nu vor împlini nici acei 70-80 de ani.
Repet, lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Rămâne pentru vecii vecilor. Eternitatea are suficientă valoare ca să acceptăm să facem totul pentru a înțelege voia Domnului. Dumnezeu să dea har tuturor celor ce aud aceste studii să fie gata să accepte voia Domnului. În primul rând în ceea ce trebuie să facem noi, să accepte voia Domnului în ceea ce trebuie și așteptăm să facă Domnul, să știm în ce măsură îl putem influența pe Dumnezeu prin atitudinea noastră responsabilă și evlavioasă și să știm că este o bătălie adesea între euul nostru și lumea din jur și adevărul care vine de la Domnul și să fim gata să plătim orice preț pentru că și câștigul nostru este, puțin spus, măreț. Veșnicie? Ce înseamnă veșnicie? Cred că numai veșnicie vom înțelege. Să ne ajute Domnul să fim cu El. Amin.